Bună ziua, Sabina Cornovac, sunt de la GPEC. Ne-am reîntors 10 ani de GPEC astăzi, la mulți ani încă o dată, și suntem alături de Adina Firculescu de la Anroz. Bună, Adina! Bună, Sabina! Cum a fost la conferință până acum? Mi-a plăcut foarte mult și ca de fiecare dată aflu noi informații și sunt cu atât mai interesată de speakerii străini. Pentru că am fost la mai multe ediții și am tot cunoscut pe speakerii români. De fiecare dată vin cu lucruri noi și ei, dar speakerii internaționale aduc un plus, o plus de valoare. Ne bucurăm foarte mult și vrem să vă felicităm pentru că v-ați deschis o florărie online. Și vrem să știm, cumpără românii flori online? Așa este, ne-am deschis de la mijlocul acestui an un magazin online și vreau să vă zic că noi activăm de vreo 7 ani de zile în acest domeniu și magazinul online este o urmare a cererii clienților. Perfect. Vreau să zic că ne intrau clienți care comandau până acum și spuneau: hei, mă uit aici, dar nu găsesc coșul de cumpărături. Și nu s-a întâmplat o singură dată. Se poate face plata cu cardul. Adică ei deja aveau... Obiceiul de a cumpăra și noi nu le puteam oferi chestia asta. Așa am zis, ok, trebuie să schimbăm lucrurile. Felicitări că ați făcut asta totuși. Mulțumim, știu că a fost un pic mai târziu, dar a venit ca un pas normal în dezvoltarea noastră. N-am forțat nimic, a venit la momentul oportun în care ne-am mărit și echipa, am cumpărat 2 dube care ne ajută pentru livrări. Asta vreau să spun și eu, că business-ul vostru este într-o creștere accelerată. Și eram curioasă care ar fi cele 3 secrete pe care le-ai putea menționa, care au ajutat la succesul vostru în offline și le-ai putea transpune acum și în online. Secrete. Cred că a fost o etică de business on a continuous basis. Am depășit tot timpul așteptările clienților, ei ne-au recomandat, ne-au adus alți clienți. A fost un mers normal al lucrurilor, nu l-am grăbit, nu l-am forțat în niciun fel. Am avut oameni alături care ne-au promovat și m-au ajutat foarte mult. Cred de asemenea că mă ajută foarte mult și background-ul de business administration pe care l-am. Și totodată pasiunea de flori, către flori, care se îmbină foarte bine cu dorința mea de a învăța tot timpul mai mult. Am investit în inovații, am participat la cursuri de design floral în străinătate, am fost în Germania și în Anglia și nu mă opresc aici. Adică știu mult mai mult decât știam acum 3 ani, dar sunt sigură că anii care vor veni îmi vor aduce mult mai multe cunoștințe. Cu siguranță. Și acum, pentru că ai intrat cu adevărat în piața de e-commerce, sunt curioasă care ar fi cea mai mare provocare pe care o vezi. Aducerea de clienți noi, care nu au mai comandat până acum, pur și simplu să ajungă pe site din nevoia pe care o au de a cumpăra flori sau din nevoia pe care le naștem noi, așa. Din a avea alături sau de a oferi aranjamente florale deosebite. Sigur, suntem la final de 2015, voi faceți jumătate de ani de când v-ați lansat în e-commerce. Cam care ar fi așteptările pentru anul viitor? Glumeam mai devreme și spuneam că mi-ar plăcea să câștig premiul la GPEC, ediția viitoare. Evident îmi doresc să ne facem treaba bine, pentru că suntem o echipă în spate, și să ne creștem portofoliul de comenzi. Eu știu că mai devreme spunea că you should sell your unicorns on internet. Yes, yes. Acum nu știu dacă este realizabil anul viitor, dar mi-aș dori să devin un lider pe piața de e-commerce în domeniul florilor. Toată echipa GPEC vă urează succes și vrem, spuneam la început că GPEC face 10 ani anul acesta și că împreună cu toți invitații noștri și cu tine de data aceasta vrem să le facem o surpriză și să le transmitem câteva gânduri bune și urări. Le urez tot binele din lume, să crească și mai mari și mai frumoși, să inoveze de fiecare dată și cred că și la ei este a devenit deja o tradiție să crească de la ediție la ediție și să aducă pe scenă nume mari din domeniu, cum spuneam, nume din domeniu internațional și din cel național și
Să știți că nu e chiar prima ediție la care particip. Eu am fost în sală, cred că la ultimele, la ultimele trei ediții și de fiecare dată am sesizat creștere. Așa că le urez un drum ascendent de, și de acum înainte și să ne vedem cu bine anul viitor. Mulțumim mult de tot și să te bucuri de toată ziua aceasta. Mulțumesc!